Colegiul Național Decebal din Deva a fost decorat de către președintele României Klaus Iohannis cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de comandor, alături de alte unități de învățământ de prestigiu din țară și județ. Ceremonia de acordare a distincțiilor a avut loc la Palatul Cotroceni. Colegiului Național Decebal din municipiul Deva, județul Hunedoara. Potrivit administrației prezidențiale, această distincție a fost acordată în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția dascălilor la dezvoltarea României prin educație, pentru profesionalismul și dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității. A fost o mare bucurie și am participat cu emoție la festivitatea de decorare a școlii noastre. Sigur, această distincție onorează corpul profesoral de azi și de ieri și elevii decebaliști și absolvenții noștri și întreaga comunitate și reprezintă pentru noi o recunoaștere a faptului că suntem văzuți, auziți, suntem sprijiniți și că încercăm să facem lucrurile foarte bine, încât să menținem excelența în activitatea noastră. Această distincție este și o motivare pentru a ne dezvolta, pentru a fi mai buni de la o zi la alta, pentru a oferi în fiecare zi educație de calitate elevilor noștri și pentru a avea încredere în puterea noastră de a educa și de a modela oamenii. În cadrul aceleiași festivități a fost decorat și Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer și Școala Gimnazială Hadrian Daicovigiu din Comuna Orăștioara de Sus cu Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler.